Frate Cătălin. L-am văzut alergând pe Cătălin, l-am văzut alergând pe Cătălin, în primul rând. Asta a fost marea surpriză. Pentru tine, nu pentru mine. Băi, cert e că în momentul în care eu am ajuns, Joachim avea un cap. Haide, Cătă. Are o carte Cervantinos Don Quixote. O carte, răspuns corect. Ai primit un craniu, ia două mingi, dacă vrei să joci această șansă. Doamne, mă vezi pe mine la popice? Hai să trecem la următoarea întrebare. Următoarea, că la găuri sunt pilaf. Ce fel de afacere există la numărul 27 din Avenida Benito Juarez? Avenida Benito Juarez. În public era o doișoară tânără, o italiancă. Conoce restrades? Aquí? Parli italiano. Sì, va. Sei da qui, no? No, lascia asta. Sei da qui? Avenida Benito Suarez, Juarez, dove? Și chiar știa străduțele alea, m-au ghidat ca lumea rău de tot. Muchas gracias. A venitos. A venitos, a plecatos. Senor, ¿cómo estás? Disculpa, la calle San Roque. San Roque. Sí, gracias. Prima întrebare a fost ce ține în mână un graffiti. In front, English, fabrica și stânga. Oamenii nu reușeau să mă ajute nicicum. Fabrica, fabrica. 43. Bă, dar care e că nu scrie strada? Benito Juarez, gata, 27 imediat. Ce business e pe strada nu știu care, la numărul nu știu care? Tu de strada, încolo, jac, bang, 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 bang. Hotel Casa Mer, hai că mergi. Păi era un hotel la numărul. Hotel Casa Mer. Și am găsit-o. Era ușa cu niște broască. 1, 2, 3, 4, 5. Am trebuit să numere broască. Lipsește 4, 5. 20. Și am fugit înapoi la Irina. Deja mâna mea ceda și Gogo nu mai venea. Am fost destul de panicată când nu am găsit răspunsul corect la prima întrebare și atunci m-am gândit să mă întorc la Irina și să-mi dea altă întrebare, să caut altceva. Când o să spun să faceți ceva, voi număra până la 3 și voi va trebui să faceți toți acel lucru în același timp. Schimbați mâna, dragilor! 3, 2, 1 și... Nu vrea să cred. Nu am văzut în viața mea pe Cătălin alergând. Și s-a mișcat foarte repede. Pentru mine a fost incredibil. Am fost foarte mândră de el. Hotel Casa Mer. Hotel, răspuns corect. Ai al doilea craniu. Ok. Ce animale sunt în pictura lui Frida Kahlo, care se află în Callejón? O ia. Callejón, cum? Scrie acolo. Callejón. Ancora una volta. Dove cazzo sto Callejón Moya? Haide să vedem, haide să vedem. Un măr. Nu e răspunsul corect. Am dat un răspuns la plezneală ca să pot să scap de întrebare.